ca mamei noastre pentru noi. Am cunoscut o mamă care s-a rugat mult pentru copilul ei și atunci când l-a primit, exact ceea ce a cântat copiii, l-a dăruit lui Dumnezeu. Poate că înțelegeți despre cine este vorba. L-a dorit atât de mult și această dorință s-a îndeplinit. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dar l-a condus la Dumnezeu. Cred că fiecare mamă, fiecare persoană care suntem aici, avem experiența aceasta. Gândiți profund la această muncă a mamei. Biserica prețuiește munca mamei, munca surorilor din biserică, atât în biserică cât și în familie. Poate când soțul este obosit și vine de la muncă, se așează în pat lejer pentru a se odihni, este mama sau soția care poate și la 12 noapte mai face gălăgie pe la bucătărie sau prin casă. Aceasta este realitatea. Simt să vă spun, până se împart florile, ce înseamnă munca mamei. Avem doar 5 ani și am rămas 4 copii orfani. Atunci când autoritățile s-au sesizat, au vrut să ne despartă și să ne ia la creșă, la un senator de copii. Dar mama a spus, așa ceva nu accept. Vei muri cu ei la brață și tot îi vei crește și datorită că sunt aici, e datorită mamei mele, chiar dacă am crescut fără tată. Spune că mama poate lua locul oricărei alte persoane, dar locul mamei nu există o altă persoană care să-l ia. Mama rămâne mamă. Și pentru mamă, ca copil, ca copii, rămânem până se va stinge din viață. Aceasta este munca mamei. Și am văzut cum a luptat pentru 4 copii să ne crească și aduc mulțumiri în aceste momente și nu numai aceste momente, dar pentru că este ocazia aceasta, pentru că și-a dăruit timpul ei, munca ei pentru a-ți crește. Fiecare când vorbesc despre mama mea, vorbesc despre mama dumneavoastră, a fiecare o mamă adevărată. Iisus închine serviciul divin cântând împreună imnul 674. Thank you.
Părinte Ceresc, venind, Doamne, să-ți ajungem mulțumirile noastre pentru acest program și pentru binecuvântările pe care Tu zilnic le revărși asupra noastră. Te rugăm, Doamne, în bunătatea Ta să binecuvântești și pe mamele și soțiile noastre. Tu, Doamne, să le dai sănătate și tot ceea ce au trebuință pentru a Te lăuda și a Te mări. Te rugăm, Doamne, să faci ca nimeni să nu plece singur din acest locaș, ci Tu să Te aibă, Doamne, pe Tine alături, pe Tine să Te urmeze și Ție să-ți dea slavă acum și în veci, Te-a rugat. Amin. Amin. Programul nostru se încheie aici, am depășit deja cam mult. Dorim să ne despărțim sub binecuvântarea lui Dumnezeu și vă doresc o săptămână bună și până sabatul viitor, când ne vom întâlni iarăși, începând cu vineri seara, de la orele 19, iar în sabat, cei care știm programul, începând de la orele 14 la 16. Vă mulțumim!